Caz nemai văzut în România. Normal se întâmplă la Orșova. Acolo un tânăr nemulțumit, de altfel cum sunt foarte mulți orșoveni, de activitatea primarului acestui municipiu, a făcut un comentariu pe rețea de socializare în care nu făcea trimitere nici la nume, nici la instituție. Se vede treaba, probabil că în Orșova, Stoica ar fi recunoscut inclusiv de poliția locală ca mincinos, având în vedere că, fără să dea numele persoanei mincinoase, tânărul s-a trezit amendat de poliția locală care se află în subordinea primarului pe motiv de denigrarea acestuia. Amenda, 1000 de lei noi, pentru că a deranjat ordinea și liniștea publică, sau cel puțin legea 61 este indicată. Cum o fi fluierat în biserică sau ce scandaluri s-o fi produs după acea postare, nu știm, dar din sursele noastre nimeni nu a amenințat cu un meeting de susținere a primarului sau, și mai grav, cu acțiuni ultimative pentru integritate fizică. Tânărul amendat de poliția locală orșoveană, caz unic până acum, este și cel care strânge semnăturile orșovenilor pentru procedura de suspendare din funcție de primar al lui Stoica. Acesta spune că este urmărit în oraș și hărțuit, iar situația se poate înrăutăți. Stoica este primar, membru PSD în Orșova și de numele său se leagă cele mai mizerabile momente trăite de Orșova cu statutul de municipiu al României. Justificarea poliției locale a fost că am lăsat un comentariu prin care am lezat demnitatea și onoarea funcției pe care o deține domnul Stoica. Dar în comentariul respectiv la care se făcea referire, nu am pronunțat nici numele dânsului, nu am pronunțat nici numele instituției și nici funcția pe care o deține. Nici măcar, dă-te mai încolo, într-adevăr, am făcut mincinos și nenorocit, dar nu am dat niciun fel de nume. Bun, deci asta înseamnă că pur și simplu polițiștii locali s-au apucat să fie un soi de profesori de română ce-i drept de joasă speță, care fac comentarii pe text sau care urmăresc comentariile de pe texte. Da, pot să spun așa, polițistul local mi-a relatat faptul că s-a autosesizat. Dacă s-a autosesizat în timpul serviciului, este ok să fie pe Facebook sau să fie în interesul cetățeanului? Că, din câte văd eu aici, este în interesul primarului, nici de cum al cetățeanului. Din punctul meu de vedere și din câte știu eu pe unde am fost, poliția locală trebuie să stea în stradă, să stea în oraș și să servească interesele cetățeanului. Nici de cum anumite persoane cu funcții pe care îi comandă sau ceva de genul ăsta. Și cum ați pus în pericol ordinea și liniștea publică? Am adresat cuvintele mincinos și nenorocit, dar eu personal consider că l-am făcut mincinos cu drept și cu bază legală, dat fiind faptul că în data de 28.02.2017 a făcut o ședință de Consiliu Local prin care s-a lăudat că el în 2 săptămâni face serviciu public în cadrul primăriei și reziliază contractul cu operatorul de salubritate. Astăzi sunt mai bine de 6 luni de zile. Nu a apărut niciun serviciu. E normal să fac mincinos pentru că am mințit. În tot acest timp, sunteți și inițiatorul strângerilor de semnături pentru organizarea unui referendum împotriva aceluiași primar. Considerați că sunteți urmărit, că se fac efectiv tot felul de presiune asupra dumneavoastră? Da, da, pot să spun că da. Acesta ar fi unul din motivele pentru care sunt urmărit, ca să zic așa, și în oraș, și pe Facebook, mai nou văd. Și, bineînțeles, prin faptul că sunt foarte vocal în oraș și nu mă dau înapoi de a spune verde în față ce am omului și adevărul, golgoluț.